Așa arată autoturismul după ce a ieșit de pe stradă, a mers aproximativ 400 de metri prin râpa abruptă și a căzut în gol de la 12 metri înălțime pe pavilion. Primii care au ajuns la accident au fost angajați Inspectoratului pentru Situații de Urgență de la Cota 2000, care i-au chemat pe salvamontiști. Ne-am deplasat la fața locului. Din păcate, există și o persoană decedată. Ceilalți doi supraviețuitori au fost transportați la spitalul din Curtea de Argeș și acum am blocat zona, așteptăm poliția pentru cercetări. Ocupanții mașinii, trei la număr, erau din Suceava și își petreceau concediul în Făgăraș. Șoferul a intrat cu viteză într-o curbă, iar din cauza străzii ude, mașina a ieșit în decor. Când a căzut în gol, șoferul, care nu avea centură de siguranță, a fost aruncat prin parbriz și a murit pe loc. Ceilalți doi au fost salvați de centuri. Ei au fost duși cu ambulanțele la spitalul din Curtea de Argeș în stare gravă. În urma impactului, șoferul a fost proiectat din autoturism și a fost declarat decedat, iar celelalte două persoane, respectiv doi bărbați de 29 și 18 ani, care se aflau pasageri în autoturism, au fost preluați de către echipajele medicale. În urma accidentului, Transfăgărășanul a fost blocat aproximativ 3 ore.